Până la deschiderea oficială a sezonului estival, agențiile de turism pun la bătaie oferte reduse pentru sejururi la mare. Programul Litoralul pentru Toți a început deja, iar pachetele promoționale încep chiar de la 160 de lei de persoană pentru șase nopți. Buzunii care vor alege să meargă la mare până pe 15 iunie vor scoate din muzunare mai puțin bani pentru cazare și masă. În programul Litoralul pentru toți sunt incluse 38 de hoteluri care au scos pe piață oferte foarte avantajoase. Astfel, cele mai mici tarifele au structurile de cazare din stațiunile Costinești, Olip, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 mai și Vama Veche. Vorbim de 159 de lei pentru un sejur de 6 nopți la un hotel de o stea, fără mic dejun și 469 de lei de persoană la un hotel de 5 stele cu mic dejun inclus. Buzoienii care preferă stațiunile Mamaia, Constanța și Eforie vor plăti mai mulți bani, respectiv 205 lei de persoană, 235 de lei la un hotel de 2 stele sau 315 lei cu mic dejun inclus, 265 de lei la un hotel de 3 stele ori 425 de lei cu mic dejun, 485 de lei la un hotel de 4 stele, respectiv 605 lei la unul de 5 stele. Oferte avantajoase sunt și pentru turiștii care vor pleca în vacanțe cu întreaga familie. Este vorba de varianta all-inclusiv, unde tarifele maxime pentru un pachet de 5 nopți de persoană ajunge până la 765 de lei la un hotel de 3 stele, 875 de lei la unul de 4 stele și până la 985 de lei de persoană la o unitate de 5 stele. În această ediție Litoralul pentru Toți pot beneficia de oferte reduse aproximativ 32.000 de turiști din toată țara, iar biletele sunt disponibile prin agențiile de turism din toate județele. Gracias.